Jack, piratul cel teribil. Alarmanta întâlnire cu căpcăunul de zăpadă. E mai rece aici decât zâmbetul unui colector de taxe, Snack. Hai, mișcă! Încă n-am ajuns, capitane. Nu știu, harta asta a furisit de imposibil de citit. Tot deranjul ăsta ca să livrăm un aparat de făcut înghețată. Ce le trebuie înghețat aici, totuși totul e înghețat. Păi iar n-aveam bani să plătim chiria pentru găina de mare și Willy față de Regina a spus că ori livrăm aparatul de înghețat acestui prieten, sultanul Zepezi, sau ne smulge capetele și le aruncă în canal. A, da, din cauza asta. Nu știu de ce le place oamenilor înghețata. Doamne, aș putea veni acolo să-ți încălzești ce, Snack? Bine la răgrămeșe de Snack. Cu cât mai puțin timp petrecem în deșertul ăsta înghețat, cu atât mai bine. Capitane, sunt niște morcovi foarte ciudați care urmăresc corabia. Ce? Despre ce naiba vorbești, Snack? Ți-a înghețat creierul? Doamne sfinte! Ei, ar trebui să spuneți, permiteți să urcăm la bord înainte să... N-avem timp pentru asta acum, capitane. Căpcăunii de zăpadă au furat aparatul de înghețată. Acum ce îi spunem sultanului Zepezi? Știi, Snack, în asemenea momente când diavolul te chinuiește, te forțează să înfrunți realitatea crudă a realității și trebuie neapărat să... Implori iertare și să speri că mila celorlalți te va salva? Nu! Să minți, desigur! Jack, piratul cel teribil! Bunul meu prieten, Willy față de rechin, mi-a spus că vei sosi. Bun venit! Bun venit în palatul meu de zăpadă! Sper că încărcătura ta e intactă! Păstrați-vă ideea asta, domnule sultan! Avem vreo șansă să mâncăm mai trei? Murim de foame! Da, da, sigur! Veniți, urmați-mă! Am pregătit un banchet în onoarea voastră! Mâncare! Slavă Domnului! Mor de foame! Nimic nu e ca o masă bună înainte de afaceri, nu, Jack cel teribil? Da, da, dar dacă nu vă supărați, aș vrea să dorm puțin înainte să fac vreo afacere. Foarte bine, gărzile mele vă vor conduce bucuroase la apartamentele voastre, după ce am primit aparatul meu de făcut înghețată. Oh, serios? N-ai idee cât de fericit îmi va face poporul aparatul de înghețată? Sunteți foarte bună, dar mie mi-e foarte somn. Ha! Hai să ne ocupăm de asta dimineață. De ce întârzisem la aparatul de înghețată? Acum e timpul pentru desert! Poporul o cere! Eu țip după înghețată! Cu toții țipăm după înghețată! Eu țip, tu țip, cu toții țipăm după înghețată! Hai, Snack, să aducem aparatul de înghețată! Păi nu-l putem aduce, capitana, pentru că ni l-au luat căpcăunii de zăpadă! Ce? Căpcăunii de zăpadă? Aha! Asta explică totul! De ce întârzisem de aparatul nevăcut înghețată? Căpcăunii de zăpadă l-au luat! Păi da! Acum ei l-au! Adică l-au împrumutat, oarecum! Sunt sigur că vi-l vor da înapoi dacă îi rugați frumos! Și nu te vei întoarce până nu ai aparatul de înghețată! Și dacă nu-l găsești în câteva ore, n-ai să te mai întorci deloc! Vei descoperi că nopțile aici sunt foarte friguroase!
Sună că nu bine, dăm cu banul. Și dacă câștig, pot să-mi păstrez da, haina. Da, 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 da. Atunci, alege. Așa, alege. Pajură. Era cap când a lovit-o. Dăm hainele. Sigur, era cap? Da. Bine, atunci, atâta timp cât n-am fost înșelat. Pierduți, suntem pierduți. Nu vom reuși niciodată să scăpăm de aici. Ce mod de a muri? Morți înghețați într-un deșert înghețat de desene animate. Dintre toate întorsăturile oribile ale sorții pe care le-am avut, cred că asta e cea mai răsnac. Păi, am fost și pudelii violenți de pe insula Fibdon. Da, dar am supraviețuit. Aici nu văd nicio scăpare, cu excepția unui mormânt înghețat. Cum poți găsi trei căpcăuni de zăpadă făcuți din zăpadă când totul e făcut din zăpadă cât vezi cu ochii? Dă-mi răspuns la asta. Cum? 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 Ce? Am spus ce, domnule? Ați găsit ceva? Uite, capetele alea din cuburi de gheață au cutie poștală, ha? Ce lucru idiot! Snac! Imediat ce ai terminat să fii ținut cu capul în jos de căpcăunul de zăpadă, ne putem furișa în bărlogul lor și bine... A fost foarte inteligent din partea ta să găsești căpcăunii de zăpadă așa. Capitane, ce vor face cu noi? Ai găsit la întâmplare, zice că ne vor mânca. Mai întâi cred că ne vor îngheța, apoi ne vor mânca. Dintre toate modurile de a muri, servit ca cină negătite pentru o gașcă de blocuri de gheață, mâncătoare de gheață. Păcat, pariez că suntem mai buni la grătar. Da, sigur că am fi, dar, hei, asta tocmai mi-a dat mie o idee genială. Deci o să ne mâncați? Dar înghețați, presupun. Deci n-ați mâncat niciodată grătar, nu? E singurul mod în care se gătește carnea de om. E o delicatesă foarte gustoasă. Voi credeți că înghețată e deosebită? Oh, 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 nu știi ce pierzi, prietene, cu capul înghețat! Un singurul lucru care lipsește e grătarul. Ce zici de asta, capitane? Excelent! Adunați-vă, nu vi stimizi! Acum vom... așa! Apropiați-vă mai mult, ca să vedeți mai bine! Cam asta a fost cu căpcăunii de zăpadă! A fost o idee genială să ne salvezi la fel și viețile noastre, capitane! Da, nu-i așa? Acum ia aparatul de făcut înghețată și hai să-l ducem la sultanul zăpezii! O, nu, domnule! Căpcăunii a mâncat toată înghețată! Asta e ciudat! Adăugați doar apă. Asta îmi dă o idee. Eu țin, tu țin, noi toți țipăm după înghețată. Am adus aparatul de făcut înghețată. Poftim, pantaloni înghețați. Capitane, Jackson, teribil, credeau că ești înghețat într-un cristal până acum, dar ai făcut rost de aparatul meu de înghețată. Da, n-a fost ușor să știi. Ești foarte curajos. N-am să mai cred lucrurile oribile, îngrozitoare și rușinoase pe care le aud despre tine peste tot. Da, e uimitor ce curaj descoperi când ți-a amenințat viața cu adevărat, grațiozitatea voastră. Acum putem pleca? Sau nu încă? Adică nu stați să gustați din fructele muncii noastre? Îmi pare rău, nu mă omor după fructe înghețate. Singurele fructe înghețate pe care vreau să le văd sunt pe o insulă tropicală înghețată cât mai departe de cubul ăsta de gheață. Pe curând! Da, cum funcționează? A, da, era să uit. Doar adăugați apă și întoarceți marivela. Oh, 1000 de mulțumiri înghețate. Fie ca gheața să nu se înghețe niciodată barba. Da, cam târziu pentru asta, cred. Hai, Snack. Snack, ar fi bine să ne grăbim. Cum de nu rămânem pentru înghețată, capitane? Da, ia.